Și Schitul Feneș și-a cinstit lunea aceasta ocrotitorul pe Sfântul Nectarie de la Eghina. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a binecuvântat cu aghiasmă biserica nouă a așezământului monahal. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în prezența autorităților locale și a numeroși credincioși din zonă. Mulți preoți și credincioși astăzi și-au îndreptat pașii la acest așezământ monahal. Foarte mulți s-au împărtășit cu Sfintele Taine. Este o mare bucurie să avem aici, în episcopia noastră a Caransebeșului, o mănăstire, un așezământ monahal închinat Sfântului Nectarie Taumaturgul. Avem aici și o părticică din moaștele Sfântului Nectarie Taumaturgul. Este singura mănăstire din întreaga mitropolie a Banatului închinată Sfântului Nectarie Taumaturgul. Această mănăstire destul de nouă este mereu prosperă atât prin viața duhovnicească care trăiește aici prin viețuitorii ei, dar mai ales și prin realizările materiale care s-au văzut a fi executate. Și acest lucru și datorită bunilor credincioși care vin din toate părțile și a părintelui stareț care se ostenește. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Etos al episcopiei Caransebeșului. Putem să spunem că schitul a luat ființă în 2001, dar iată că acum cu ajutorul Dumnezeu s-a reușit începerea unei biserici mari pentru a se cinsti Sfântul Ierarh Nectare întrânsa și a fi de folos pentru cei care vor trece pragul Sfintei noastre mănăstiri. Mă bucur din suflet că astăzi mi s-au îndreptat pașii din nou spre acest sfânt lăcaș care a pornit să se ridice cu câțiva ani în urmă. A fost o zi de mare bucurie pentru satul Feneș și pentru mănăstirea Sfântului Ierarh Nectarie, o zi în care ne-am împărtășit și ne-am bucurat să vedem foarte mulți pelerini din alte părți care au venit ca împreună să-l cinstim pe Sfântul Ierarh Nectarie. Suntem un grup de pelerini de 30 de persoane veniți din Hunedoara, localitatea Uricani. Am venit cu drag să ne rugăm împreună cu toții și cu Dumnezeu să ne întoarcem cu bine acasă. Schitul Feneș a luat ființă în anul 2001, iar în prezent obștea depune eforturi pentru finalizarea așezământului monahal.